Anumite situații greu de explicat pentru iubitorii fotbalului l-au determinat la un moment dat pe edilul localității Dâmbovițene Răscăieți să se gândească foarte serios să propună înscrierea echipei în campionatul din județul învecinat, Argeș. Nu s-a întâmplat acest lucru, dar nemulțumirile oficialilor echipei Petrolul Răscăieți legate de maniera în care cavalerii fluierului dâmbovițeni conduc jocurile persistă. Deși echipa practică un fotbal destul de bun, rezultatele întârzie să apară, iar Petrolul Răscăieți se află în acest sezon în subsolul clasamentului din Liga a 5-a Dâmbovița, Seria Sud. Echipa de fotbal e o serie foarte grea. Foarte grea, am văzut că tot pierdeți. Da, am avut duminică la Văcărești, am pierdut la limită 5-4, nu ne gândeam că o să câștigăm. Am avut lipsă foarte mulți jucători, dar arbitrajul lasă de dorit pentru că ne creează mari probleme în județul Dâmbovița. Ați renunțat la ideea că până la un moment dat spuneați că vrei să mutați echipa pe Argeș? Avem acum la Dâmbovița un președinte, un nou președinte, care chiar ne înțelege și știe situația arbitrilor. Pentru că pe noi pur și simplu ne-au furat. Deci ne-au scos golul, mingea din poartă, am dat gol și a fluierat că stai așa că a fost fault. Da, și a fost situații în care trebuia să câștigăm. N-am putut din cauza arbitrajului. Speranțele oficialilor din Răscăieți se leagă de o evoluție din ce în ce mai bună a echipei în retur, dar și de o mai atentă delegare a arbitrilor, noua echipă aflată la conducerea fotbalului dâmbovițean, demonstrând că vrea să fie cât se poate de profesionistă.